cafeaua de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Astăzi suntem în 12 aprilie. Am adus așa un semn de primăvară cu mine. Poate totuși se va hotărâ primăvara să vină, să lăsăm deoparte tot ce înseamnă frig. Probleme nu putem să le lăsăm deoparte pentru că fug ele după noi. Înainte de a intra în emisiune, fac datoria să vă anunț că ieri prea frumoasa și prea realista coaliție de guvernare a lansat un pachet numit Sprijin pentru România. Să nu vă gândiți la o chestie așa, cum ar veni un copac și i s-a pus un sprijin. Nu, nu, nu. Guvernul a anunțat măsuri sociale pentru populația mai săracă și măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri. În ce măsură aceste măsuri sunt și viabile? Nu știm, oricum. Se vorbește așa despre etichete în valoare de 50 de euro pentru cumpărarea alimentelor de bază acordate din două în două luni până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului, după aia, mai vedem. 50 de euro, punem la 5 lei euro, ne aducem 250 de lei odată la două luni. Dacă vi se pare normal, suficient, nu știu. Vouchere pentru elevii care primesc burse sociale, adică 30 de euro lunar pentru cumpărarea de alimente, rechizite și haine. Dublarea normei de hrană pentru pacienții din spitale. Asta o să discutăm un pic mai încolo. De la 11 la 22 de lei pe zi. Și creșterea salariului minim cu 200 de lei, sumă neimpozabilă, la latitudinea angajatorului de la 1 iunie. Dar trebuie să rețineți, cei care aveau salariu minim, dacă un angajator a pus 10 lei peste salariu minim, probabil că nu se încadrează la această măsură și e prost angajatorul care n-a dat salariu minim ca să aștepte măsura guvernului și a dat mai mult decât salariu minim. Să vedem cum vor fi normele de aplicare, că în România problema nu e la dat ordonanțe de urgență, e problema e dat la norme. Da, după aceea se vorbește despre șomaj tehnic, despre 3.000 de lei brut în agricultură, la fel ca și în construcții, salar minim 3.000 de lei brut în agricultură. Va fi interesant de văzut cum va fi aplicată chestia asta. Una peste alta, cam asta s-a gândit guvernul pentru firme, ajutor de până la 400.000 de euro pe firmă. Pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15% la utilități. Mă rog. Să ne întoarcem la ale noastre. Astăzi discutăm, nu știu cât de lungă va fi emisiunea, discutăm despre spital. Acolo s-a întâmplat ceva zilele trecute. E un pic de zaveră, să nu-i spun scandal. În legătură cu demiterea sau, mă rog, punerea la dispoziție a unui șef de secție. Aceea, ca de obicei, l-am chemat pe domnul manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, domnul Alex Filimon, să vină în emisiune. Domnul Bălănescu. Și să încercăm să lămurim lucrurile, dar până atunci, veste bună pentru pacienții din spitale. De la 11 lei la 22 de lei pe zi. E bună, nu e bună? E extraordinar de bună vestea și se vor vedea rezultatele, cred. Bun, în momentul ăsta mergeți pe 11 lei pe zi sau mai mult? Un pic mai mult. Un pic mai mult, că mai dă Consiliul Județean, probabil, sau cum e. Un pic mai mult. Dar ceea ce e bine este că noi deja am făcut niște pași de anul trecut și încetul cu încetul vrem să ajungem la un standard corect. Ca să spun așa. Ce înseamnă standardul corect, că eu nu mă pricep? Să fie niște caserole țiplate, să fie un meniu gustos, deși e de spital, să fie gustos, să arate cât de cât
nu vorbim de plating, dar să arate cât de cât ok, da? Proaspăt, cu ingrediente locale, dacă putem să le folosim, ca să ajutăm și producătorii locali. Am înțeles. Bun. Am făcut niște pași în punct de vedere al comunicării, cred, cu bucătăria. Acum primesc și eu în fiecare zi poze cu meniurile. Ca să... Doar poze? Doar poze. Am și gustat, dar doar poze zilnice. Nu pot să mănânc, vă dați seama, toate mesele la spital, dar le primesc în caz că există plângeri sau există discuții de pe anumită secție sau cineva postează ceva pe Facebook, să știu și eu dacă e de fapt meniul de la Spitalul Județean sau e din altă parte. Și dacă e de la noi și există plângerea, luăm măsuri, bineînțeles. Am înțeles. Haideți să vedem un pic ce e povestea asta de la secția de interne de a Spitalului Județean de Urgență. Noi am dat ieri știrea apropo de faptul că domnul George Bararu, șeful secției, ar fi fost pus la dispoziție, ca să nu spun demis. Așa. Eu vă spun prima dată, după aceea dumneavoastră veniți și le așezați. Așa. Se caută un șef de secție. A existat o reacție a celor din secție. Corect. Prezentată de doamna Cristina Iacob Atănăsoaie, fost director medical și manager interimar. Și noi am primit ieri, după amiază, o reacție chiar de la domnul Barariu, care Bararu. Pardon, care spune că a fost demis ilegal. Eu nu am primit avertisment, sancțiuni sau să fiu chemat la Comisia de Disciplină și că există o problemă cu gărzile în spital, pe care sunt sigur că acum încercăm să o lămurim. Da, eu sincer nu mi-am dorit să fac o emisiune astăzi la dumneavoastră, dar a trebuit, pentru că am învățat din întâmplările altora și cred că un exemplu este fostul ministru al Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, care a început să spună ce știa după ce n-a mai fost ministru. Și atunci e un impact... Și a picat de fazan, ca să spun așa. Atunci e un impact mai mic, ca să spun așa. Dacă ai ceva de spus, părerea mea, până la urmă, trebuie să o spui cât ești în acea funcție sau cât mai ești în acea funcție. Cu doctorul Bararu nu a fost o demitere, niciun caz abuzivă. Dacă există un abuz, abuzurile au fost altele, dar o să ajungem și la acel subiect. A fost o schimbare. Deci, prin decizia mea, puteam să am o decizie prin care să-l schimb sau să-l revoc pe domnul Bararu din acea funcție, fără să-i ofer un înlocuitor, ca să spun așa, pe acea secție. Înlocuitorul respectiv, doamna doctor Andițoi, nu a acceptat numirea. Ca să vă mai dau niște detalii... A motivat? Nu. Doar nu a acceptat. Atunci când a fost făcută decizia respectivă, era vineri, la sfârșitul zilei, nu am mai avut timp să discut și cu dumneai, dar a fost o înlocuire, n-a fost o demitere. Pentru că nici nu putea să fie demis domnul Bararu, deoarece dumnealui nu mai este oficial șef de secție din 2016. Contractul dumnealui de șef de secție, contract de administrare, a fost între 2013 și 2016. Atât ține un contract de administrare a unui șef de secție. Se mai poate prelungi în cazuri excepționale când nu se prezintă nimeni la concurs, de maxim 2 ori. Calculați dumneavoastră de câte ori a fost prelungit contractul domnului doctor Bararu, da? O dată la 6 luni, din 2016 până în 2022. Până și eu l-am prelungit de 2 ori. Păi ați încălcat legea. Păi toată lumea din 2016 încoace, dacă vreți așa, a abuzat de funcția de manager sau poziția respectivă și a prelungit domnului Bararu, da, postul. Pentru că cică nu s-a prezentat nimeni la niciun concurs. Noi am organizat un concurs și nu s-a finalizat. Deci în niciun caz nu există vorba de un abuz. Dumnealui știe foarte bine treaba asta, pentru că dumnealui a mai fost revocat odată în funcția de manager. Adică? A fost manager pentru o zi, dumnealui, în 2013. Uite că nu mi-aduc aminte. Vă zic eu, că dacă e să vorbim pe documente și pe fapte reale, discutăm fără nicio problemă. Dumnealui a fost numit de domnul Tărâță, manager, da, ca să-l înlocuiască pe domnul doctor Lazar, și după o zi a fost revocat. Eu nu am văzut
niciun act sau niciun proces împotriva domnului Tărâță la momentul respectiv, pentru că l-a revocat a doua zi pe domnul doctor Băraru. În schimb, ei mi-au trimis deja o hârtie de la o firmă de avocatură din Piatra Neam să repun în drepturile dumnealui. Aveți care, deja? Care nu le mai are, bineînțeles. Bun, haideți să vedem cum s-a ajuns aici. Din multiple discuții avute cu dumnealui, am considerat necesar că la nivelul secției de medicină internă trebuie o schimbare de leadership. Domnul Filimon, eu sunt un om care zic că am văzut multe, înțeleg multe. Nu s-a produs schimbarea asta de leadership așa v-am acum, zis, după multiple discuții, dar discuțiile astea au fost... Sau lipsa discuțiilor, mai bine. Deci, discuțiile astea au fost și în momentul în care domnul doctor nu venea la... Cum se cheamă adunarea aia de... Domnul doctor nu participă la... Cum se cheamă? Că am uitat cum îi spune. Când se întâlnesc toți șefii de secție. Așa. Colegiul medical. Colegiul medical. Deci, probabil că discuții au fost și atunci. Probabil că da, au fost discuții general, și atunci. În general, dumnealui, fiind foarte ocupat, o trimite pe doamna doctora Tănăsoai, care de altfel a și sărit în ajutor prin declarația dumnei. Bun, eu nu discut acum aici competențe medicale, că nu mă pricep. Nu, pe mine, mă interesează abordarea unor probleme, interesul față de spital, interesul față de pacienți. Dar asta discutăm aici, nu discutăm nimic medical. Bun. Dar scânteia care a fost? Că dânsul vorbește despre niște gărzi. Da, nu știu dacă a fost o scânteie, a fost un foc mognit. Noi am discutat și răzdiscutat ceea ce se întâmplă cu colegele dumnealui de la infecțioase, care între timp doamna doctor Burghelea, poate ați auzit și dumneavoastră, a primit între timp am și scris despre asta de la președintele României, fapt ceea ce dovedește încă o dată că dumneaei și-a făcut jobul mai mult decât a fost necesar, poate, în timpul pandemiei, timp de 2 ani. Doamna doctor a avut 2200 de ore de gardă. 2200 de ore de gardă. Într-un an jumătate, de departe cel mai mult de pe secția respectivă. Dar revenind la problema noastră, de pe data de 7 aprilie sau 8 aprilie, am încetat starea de alertă. De fapt, nu s-a dat un decret, pur și simplu a încetat. Bun. Din acel moment s-au oprit sau s-au stopat anumite lucruri care erau în activitate sau, mă rog, niște hotărâri ale unor comitete directoare din anul 2020, prin care erau reglementate aceste gărzi pe infecțioase și pe interne. Ca să nu plictisesc publicul dumneavoastră, ideea este că pe secția de infecțioase în luna aprilie și în luna mai, deși s-au organizat concursuri în trecut, nu am avut un necesar de doctor cu care să acoperim complet garda. Singura opțiune legală, de altfel și propusă de către noi, și nu numai de mine, pentru că eu sunt, cum zice domnul Băraru, doar un economist și nu înțeleg nimic nici de COVID, nici de alte lucruri foarte importante, a fost ca cei de pe interne, care sunt 6, plus un medic de la Bisericani care face și dumnealui gărzi tot pe interne, să asigure 6 gărzi în luna aprilie și posibil și în luna mai, să ajute colegile de la infecțioase. În schimbul acestor gărzi... Eu acum vorbim un pic despre competențe. Cei de la interne pot... E singura specialitate care în mod legal poate face gărzi pe infecțioase. Noi am avut în timpul pandemiei... Mă scuzați un pic. Da. Sunt colegi de la alte specialități care pot face gărzi pe interne? Da, aici vreau să ajung. Pentru că în pavilionul medical sunt foarte multe specialități care pot face, iarăși, din punct de vedere legal. Și acestea sunt listate în legi. Deci nu e nimic cu ce am venit noi ceva, o invenție. Dar sunt, de exemplu, endocrine, hemato, dermato, diabetul, da? Toate aceste specialități, inclusiv oncologia, pot face gărzi pe interne. Și propunerea noastră a fost ca aceste specialități,
atât timp cât este un deficit de medici pe infecțioase, să ajute secția de internă, de interne, și cei de pe interne să facă pe infecțioase și celelalte specialități să ajute să facă pe interne. Lucru legal, posibil. Toate aceste discuții au fost respinse. Da? Fără argumente, fără idei, că la un moment dat am ajuns la o discuție de genul că erau niște oameni, zic eu, așezați în jurul mesei, oameni cu 30 de ani de experiență în spital și cu mine, care am un an și sunt economist. Și sunt doar un economist. Da, doar un economist. Și am zis, bun, discuția asta pe care o avem acum pe 31 martie trebuia avută mai de demult și voi, ca doctor, ar fi trebuit să veniți cu propuneri viabile ca eu să iau această decizie. Voi care sunteți niște oameni de calitate, sunteți șef de secție, sunteți foști director medical, foști manageri, adică nu discutam cu niște, nu știu, tinerei, medici specialiști, proaspăt veniți la Piatra Neamț. Deci se știu problemele, se știe legislația, sau așa cred eu că ar trebui să se știe. Și s-a ajuns în acest impas. Datorită acestui impas s-a făcut o decizie de către manager, că așa e la noi, prin care gărzile de pe infecțioase pentru următoarele o lună sau două se făceau de către cei de la interne, iar cele de la interne erau acoperite de celelalte specialități din pavilionul medical. În totalitate gărzile de la infecțioase? Deci vorbim numai de diferența. Asta nu putea, că se înțelegea că în totalitate. Nu, diferența care nu putea fi acoperită de cele patru doctorițe, da, de pe secția de infecțioase. Haideți să spunem un lucru. Secția infecțioase a fost secția cea mai, să spunem, de departe. Cea de mai departe. Afectată. Ei au fost cei care au dus greu pandemie, în sensul că toate paturile la un moment dat, sau majoritatea paturilor din Spitalul Județean Neamț în timpul pandemiei, erau considerate paturi de infecțioase. Și atunci doctorul respectiv nu avea grijă de 50 de paturi sau de secția lor, da, avea, sau doctorițe, că toate doctorițe, aveau grijă de cei 500 sau 400 de pacienți din tot spitalul. Ceilalți doctori care erau pe secții respective, da, sunau infecționistul și spuneau, am cazul putare, am așa, vin o să-l vezi. Și atunci infecționistul venea și dădea tratament. Bolnavul era supravegheat de doctorul respectiv. Da, pe bineînțeles, da. Dar tratamentele și toată lergătura între clădiri și... E clar că încărcătura era foarte mare. Deci încărcătura a fost și era foarte mare. Acum, în aprilie, întâmplător, doamna doctor Burghelea, pe lângă faptul că a fost la București să își primească medalia, a avut și vizita copiilor și și-a luat, bine meritat, zic eu, două săptămâni de concediu. În acel moment, da, secția a rămas în trei doctori. Noi, ca spital și conducere, am încercat să găsim doctori infecționiști de peste tot. S-a sunat în toată țara. E un mare deficit. Până la urmă am găsit un doctor din Rădăuți și l-am adus să facă niște gărzi, da? Și am putut să ajutăm un pic și mai sperăm să vină încă o doctoriță la concurs când va fi republicat. Da? Pentru că avem trei poziții, într-adevăr, disponibile pe secția de infecțioase. Deci, noi asta putem să facem în cadrul legal. Aici era vorba de, practic, bunăvoința cuiva de a accepta să-și ajute colega de 30 de ani. Deci nu vorbim de actul medical, nu vorbim de câți pacienți vede domnul doctor Bararu, nu vorbim de diagnostic, nu vorbim de nimic altceva. Da? Bun. Asta e un climat, e o cultură în Spitalul Județean Neamț, de a nu-ți păsa de secția de lângă tine. Bun. În momentul ăsta am văzut reacția celor din secție. Probabil că și dumneavoastră ați simțit-o. Da, reacția celor din secție este că nu au acum șef. Conform legii, dacă nu există șef, directorul medical conduce secția. A, deci, practic, în momentul acesta, domnul Gheorghincă este șeful secției practic, interne. Practic, da, conform legii. Am înțeles. Până când veți găsi pe cineva Până care să preia? Până când va dori cineva, se pare că doamna doctor nu dorește. Mă rog, aici e o altă discuție, pentru că în pregătirea domnului doctor Bărar, uitat probabil să se informeze despre câte posturi sunt disponibile pe secția respectivă. Sau nu i-a păsat. Fiind unul din untouchables, așa numiții din,
din Spitalul Județean Nazi, de care nu te poți atinge, nu poți critica, nu poți să ai o conversație în contradictoriu, nu poți să faci nimic. Bun, domnia sa spune în declarația dată nouă ieri că postul meu de medic primar în secția medicină internă există. În decizia primită de la conducerea spitalului este scris că rămân medic primar în această secție. Nu există. Există un post de medic specialist. În cazul în care doamna doctor îl înlocuia pe domnul doctor Băraru, exista un post de medic primar. Așa este. Dacă va accepta. Dacă accepta. Și dumneavoastră puteți aduce un șef de secție și din afară? Da, s-au mai adus șef de secție din afară. De exemplu, la radiologie avem pe cineva care a venit din afară. Da? Deci, și dacă vine cineva din afară, practic dispare un post de medic primar. Da, dar ca să ne înțelegem, șeful de secție are contract de administrare. Da? El poate să vină din afară pe contract de administrare și să plece după 3 ani și nu s-a întâmplat nimic, da? Că nu vine pe un post în spital. El vine pe post de șef de secție. Șef de secție. Da? De aceea, în general, că asta e cutuma în spital, cei care merg pe poziția de șef de secție păstrează un post de medic primar în cazul în care renunță sau nu mai doresc sau așa, să se întoarcă pe acel post. Dar sunt două lucruri diferite. Da. Bun. Deci, practic, în momentul acesta, secția interne are, în virtutea legii, șef de secție, directorul medical al spitalului. Exact. Care poate să ia decizii fără niciun fel de problemă. Fără niciun fel de problemă. Bun. La cum am văzut eu reacția de sprijin vis-a-vis de domnul doctor Bararu, vă așteptați la lucruri ne la locul lor în interiorul secției în perioada următoare? Nu mă aștept. În secția respectivă, știu secția respectivă foarte bine. Da? Eu știu că sunt câțiva medici chiar... Repet și... Nu discutăm actul medical, da. Nu discutăm actul medical, da. Discutăm doar că domnul doctor Bararu nu vine cu o idee, deși are 40 de ani de experiență, nu a venit odată într-un an de când sunt eu sau un an și 3 luni cu o idee constructivă ca să facem ceva. Secția arată exact cum a moștenit-o dumnealui. Nu s-a făcut o renovare, nu s-a schimbat nimic. Da? Nici echipamente nu s-au cerut sau... Să venim cu idei noi, cu tehnici noi de a trata bolnavii. Deci n-am văzut asta în ultimul an, ca să spun așa. Da? Deci e o secție rămasă, nu știu, după un mod de gândire arhaic. Da? Eu l-am acceptat pentru că am avut o colaborare bună și încă o mai am cu doamna Scurtu, care e venită de pe secția de interne ca director de îngrijiri. Da? Și cu doamna doctora Tănăsoaie, cât a fost dumneavoastră director medical, când am preluat conducerea, a fost 6 luni și am lucrat foarte bine împreună. Da? Bineînțeles că având deci, practic țineați legătura cu secția și despre secția aflați? Exact, prin cele două persoane. Da. Bineînțeles că având două persoane de pe secția de interne, da, în comitetul director, există anumite avantaje. Da? De exemplu, pe toată durata pandemiei, secția de interne a fost secție de suspecți. Deci nu a internat bolnav COVID. A fost secție de suspecți. Dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă secție de suspecți. Înseamnă... Un salon. Da. Înseamnă rulaj. Asta înseamnă. Într-adevăr, sunt multe hârtii de făcut. Da? Deci nu cred că a fost vreodată secția asta defavorizată. Mai ales din partea acestei conduceri. Nu discut despre conducerile anterioare pentru că nu cunosc. Dar din partea acestei conduceri, da? Iar aceste explicații că a fost demis abuziv, trebuie să fii într-o funcție ca să fii abuziv demis. Ca să nu mai discutăm de nenumăratele plângeri pe care știți cum e. Eu nu vreau să-mi spăl rufele la familie. Alea le spăl în familie, da? Discuțiile pe care le-am avut eu cu doctorul Băraru, deși dumnealui a avut tendința să... Mă rog, tot timpul să persifleze și să ia la mișto, inclusiv colegii dumnealui șef de secție, inclusiv pe grupul medicilor șefi. Da? Și când am sărit eu în apărare, m-a trimis practic la plimbare că nu știu nimic despre COVID. Astea nu, astea sunt treburi pe care le putem controla. Dar e o atitudine care durează de ani și ani de zile și o atitudine, cum să zic, negativă, dacă mă întrebați pe mine, și targetată împotriva, mai ales, a doctorilor tineri, ca să nu zic doctoriților tineri. Deci,
Am auzit multiple plângeri prin care ești proastă, nu știi ce faci, eu sunt bărarul. Ok, dacă asta e atitudine, eu nu cred că e o atitudine de lider, scuzați-mă, nu e conceptul meu. Bun, cu domnia sa ați discutat în perioada asta? Da, bineînțeles, am discutat în biroul dumnealui, pentru că dumnealui nu vine la conducere. Noi venim la dumnealui. Inclusiv doamna doctor Burghelea, cu care am avut discuții, inclusiv directorul medical, toți trebuie să mergem acolo. Da. Da, e o atitudine arhaică, dacă mă întrebați pe mine. Așa e gândirea. Avem câteva reacții. Uitați, domnul Liviu Harbuz, managerul Filimon încearcă să promoveze politici transparente la conducerea spitalului, dar se pare că asta deranjează feudele consolidate în ani buni. Succes, Alex Filimon, avem încredere în tine. Ce e drept? E drept să îmbunătățim meniul pacienților de la spital. Toate ieșirile publice, conflictele din spital scad încrederea pacienților în spitalul județean. De asta n-am vrut să fiu la această emisiune. Dar e ajuns la un moment în care, să știți, am fost, mi se dau telefoane seara, a fost amenințat, a fost tot felul de discuții. Deci e o presiune extraordinară pentru că evident deranjez. Eu nu deranjez pentru că nu face nici îngrijitoarea curat la mine acasă, nici domnul doctor Băraru gărzi în fața porții la mine. Da? Eu fac aceste lucruri pentru pacient, pentru pacienții de pe infecțioase în cazul ăsta. Nu e un orgoliu, că mamă, m-am trezit eu de dimineață și am zis, wow, pe ce, la ce secție să mă duc eu acum ca să le mai dau ceva de lucru. Nu, din punct de vedere legal, ei erau singurii care puteau să ajute colegii dumnealor. Atât. Punct. Și dumnealui, când ne-am cerut, haide să facem o decizie, haide să ne hotărâm pe cele 6 gărzi, a zis, eu îmi declin competența de șef de secție și vreau să zică toate doamnele doctor ce doresc să facă dumnealor. Doamna Cristina Atanasaie Iacob a intervenit. Nu este adevărat, am fost secție COVID. Da, tot spitalul a fost secție COVID. Dumnealui a fost și secție de suspecți. Am zis că n-a fost secție COVID. Da. Se mai spune, deciziile manageriale sunt asumate, sunt legale, nu se discută. Noi avem nevoie de doctor competenți, nu de scandaluri alimentate de orgolii sau simpatii politice. Publicul este interesat de calitatea actului medical, indiferent de nume sau specialități. Așa este. Toate lucrurile astea sunt adevărate. Trebuie să spunem că această emisiune nu a fost programată. Nu a fost deci nu, deloc programată. Nu era programat pentru astăzi. Pentru astăzi aveam programat să ieșim, să facem o emisiune într-un loc din Piatra Neamț. După o discuție aseară, am stabilit să ne vedem câteva minute ca să explicăm lucrurile așa cum se întâmplă la spital și cu punctul dumneavoastră de vedere, având punctul de vedere al doctorului Bararu și al doamnei Atanasaie. Deci de asta da, aș vrea eu, să... Din nou, eu respect foarte mult pe doamna doctor Atanasaie, mi-aș fi dorit foarte mult ca dumneavoastră să rămână în afara acestei discuții. Pentru că unul din motivele pentru care nu se pot face gărzi acum pe infecțioase este că dumneavoastră face gărzi la bisericani. Dacă vreți să spunem și să punem totul pe masă, haideți să spunem și pe asta. Adică, stați că nu pricep. Adică dumneavoastră ei face gărzi la biserica în luna asta. Nu, pentru că poți. A, poți să faci pe bază de contract. Pe bază de contract, da. Pentru că poți. Și atunci, și care e diferența între o gardă la Piatra și o gardă la bisericani? E mai ușor nu, acolo? Nu comentez. Dumneavoastră vă gândiți. Ce e vorba de bani? E vorba de bani? E vorba de bani? Probabil. O gardă e mai bine plătită acolo? Nu am detalii financiare despre gărzile de la bisericani. Da? Doar vă zic că nu se fac la noi. Bun, și lucrul ăsta nu se poate prevedea prin contractul acela colectiv de muncă al medicii? Sau ei iau un minim? Există, da. Și asta e interesant, că doctorul de la bisericani a venit la noi să facă gărzi. Deci se pot schimba și se pot face aceste... Nu aș putea să le spun transferuri, dar schimburi. Eu fac la tine, tu faci la mine. Spuneți-mi un pic, un medic care e angajat spitalului, câte gărzi trebuie să facă pe lună? E un maxim de ore, cred că dacă nu greșesc, 135 de ore. Și poate să facă mai mult dacă vrea? Nu, asta este maxim. Maxim, da? Maxim lunar, da. Maxim lunar, am înțeles. Și minim?
O gardă. O gardă este minim. Și poate refuza peste o gardă să spună, eu nu mai vreau, fac da, una. Da, poate refuza, avem cazuri pe alte secții. Asta știu că am mai discutat la un moment dat. Avem cazuri pe alte secții. Și vedeți, asta vă zic, nu e vorba că managerul vrea să facă ceva sau vrea să impună ceva. Eu trebuie să mă uit la situația globală a spitalului, nu pe secția X sau Y și cum să-l favorizez pe X sau Y. Da? Eu am nevoie de continuarea actului medical, am nevoie de acești oameni să vină să-și facă jobul. Că într-o lună sunt mai multe gărzi, că într-o lună sunt mai puține gărzi, că găsim o soluție împreună, este ok. Eu întotdeauna am fost deschis la discuții, da? Și am zis, hai să ne gândim. Da? Eram eu cu doamna doctora Tănăsoaie, cu medicii de pe interne, cu domnul Bararu, cu doamna Burghelea, cu Ștefan Gheorghincă, la ședință să găsim soluții. Nu să arătăm cine e mai tare, ca să spun așa. Da? Nu era vorba de asta, era vorba de a găsi o soluție pentru pacienți de pe secția de infecțioase. Da? Nu era vorba de o soluție de hai să mai facem niște tratamente noi, hai să creștem ICM-ul, hai să facem mai multe DRG-uri, hai să facem de fapt internări, da? Să creștem productivitatea, să avem bas salarii. Nu, era vorba doar de pacientul respectiv. Bun, deci asta mă face pe mine să mă gândesc că aveam dreptate în timp. Am scris foarte mult despre spital, dumneavoastră știți chestia asta. Ca anumite lucruri ar trebui explicate oamenilor. Celor care beneficiază, ca să spunem așa, de ghilimele, sau mă rog, sau nu, de prestația spitalului. Adică publicul larg trebuie să știe un pic cum stau lucrurile acolo. Eu am spus de mult că există probleme la nivelul comunicării manager-șef de secție. Și că anumite șefi de secție s-au transformat în timp în mici regate. Da, nu am istoric cu dumneavoastră, dar există o problemă de colaborare. Singura chestie care pe mine mă deranjează extraordinar este atunci când începem să discutăm despre pacient și siguranța acestuia. Nu mă deranjează că, de exemplu, acum în oraș, trec de la un subiect la altul, nu mă deranjează faptul că după introducerea pontajului, da, îmi spun prietenii din oraș, a venit doctor X la mine și a zis, uite, prostul ăla ne-a pus pontaj. Ok, da, atât am adus capul. Ești doar un economist. Doar un economist. Interesant că și marele doctor Codruț Munteanu, care e doctor, același lucru l-a făcut, dar n-a reușit să ducă la capăt, probabil. Acolo a avut inclusiv greve, reacții sindicale. La mine au zis să nu mai deranjeze cu greva, că și așa sunt prost și nu mă prind, da? La o secție am fost în vizită, camera era mutată de pe aparatul ăla unde îți faci pontajul, da? Bătea într-un perete, deci nu vedeai clar cine pune cartelul, da? Mi-au mai zis că ei schimbă cartelele între ei, da? Când iese din gardă sau din tură sau din nu știu ce, fiecare își pontează pe celălalt. Ok, vă dați seama, eu nu m-am dus la Spitalul Județean Neam să fac poliție. Niciun manager, cred că din țara asta, nu-și dorește să facă poliție la vreun spital pe care conduce. Eu n-am auzit chestiile astea la Suceava, la Botoșani, că am avut și o întâlnire cu managerii de două zile din regiunea Nord-Est și am discutat și cu spitale mai mici și cu spitale mai mari. N-am auzit de așa ceva. Da? N-am auzit de faptul că, de exemplu, într-un anumit compartiment, la ora 2 se aduc cartelele și toată lumea se aude aparatul ăla cu bipăie, da? Deci, doamna Cristina Tănăsaie cere drept la replică și eu o să încerc să văd dacă pot să o găsesc. Bine. Pentru că insistă și mi se pare normal să văd dacă o găsesc. Dacă mă puteți ajuta dumneavoastră un pic cu numărul de telefon, că eu serios, mi-e greu în emisiune. Cred că am găsit. Să vedem dacă... Bună dimineața, doamna doctor! Bună dimineața! Am văzut pe chat, mi-e greu să urmăresc întotdeauna chat-ul emisiunii, dar am văzut pe chat că spuneți ceva despre un drept la replică. Vă rog! Da, deci ce vreau să... Bună dimineața, doamna doctor! Bună
Bună dimineața! Am văzut pe chat. E greu să vă mănesc când vorbim la chat, dar am văzut pe chat că spuneți ceva despre o întrebare. E de leu. Vă rog. Da, deci ce vreau să... Doamna doctor, sunteți cu noi? Da. Păi vorbiți, acolo este un delay, dumneavoastră vedeți cu 20 de minute. Mai departe, da. Deci puteți vorbi, suntem în direct, cu mine sunteți în direct, acolo este un delay, cum se întâmplă, de 20 de secunde. Okay. Deci, în primul rând s-a spus că secția medicină internă nu și-a făcut datoria în perioada COVID. Nu este adevărat. În secția medicină internă am fost în mare parte pacienți COVID și pacienți COVID foarte grave, având aici foarte multe surse de oxigen. Deci în perioadele în care erau infectările foarte multe, aveam mult mai mulți pacienți COVID pozitiv noi decât internați în boli infecțioase. Sigur, am avut și perioade în care am avut suspecți, dar asta în funcție de ce a hotărât conducerea secției, conducere din care făceam și eu parte la un moment dat. Da? Deci, de 2 ani jumătate nu facem altceva decât ajutăm bolile infecțioase, la fel ca tot spitalul Piatra Neamț. Așa. Da? Am făcut tot ce s-a putut în această perioadă. Bolile infecțioase au avut nevoie de ajutor, da? Am fost primii noi, medicina internă, care am sărit în ajutorul lor și am fost lângă ei permanent. Nu înțeleg de ce acum suntem puși la zid, pentru că nu mai putem să le dăm acest ajutor. Avem și noi specialitatea noastră, avem meseria noastră pe care vrem să ne-o facem, acum că totul a revenit la normal. Bun, asta am înțeles. Despre gărzile mele la Spitalul Bisericani, sunt colegii mei, am lucrat acolo o perioadă până a început pandemia, am lucrat ca director medical, eu mi-am întrerupt detașarea acolo, tocmai pentru a veni în ajutorul colegilor mei de la boli infecțioase pe data de 1 aprilie 2020. În continuare, având relații bune cu colegii mei de la Bisericani, bineînțeles că m-au rugat să fac gărzi acolo și i-am ajutat. O perioadă în care nu a fost nevoie de mine aici în mod deosebit, până la urmă cu timpul liber fac ce vreau eu. Salut. În același timp, acolo sunt medici tineri, pneumologi, îndreptățiți să facă gărzi pe boli infecțioase, mai ales în perioada în care a fost COVID, dar chiar și acum, care au vrut și au dorit să intre în linia de boli infecțioase. Nu înțeleg de ce mi se reproșează faptul că eu fac gărzi la Bisericani și medici de la Bisericani fac gărzi aici. Sunt tineri, sunt ambițioși, vor să învețe, vor să aibă legături cu colegii lor. Atât. Bun. Acum, în momentul acesta, dacă toți suntem în direct, cum vedeți dumneavoastră rezolvarea pe partea de gărzi în perioada următoare? Pentru că am înțeles că de aici pleacă mare parte din discuție. Da. Deci, legea spune că o gardă se poate funcționa dacă sunt minim 4 medici. Ei sunt 4 medici pe linia de boli infecțioase, au mai cooptat un medic, acum de curând, foarte capabil, l-am cunoscut, va mai veni o doctoriță care a și dat examen anul trecut și vor fi 6. Noi suntem toți 6 interniști. Bun, până când va veni. De ce, de ce ar trebui să ni se bată cu pumnul masă să facem gărzi acolo, da? Nu s-a bătut cu punul masă, a fost niște... Vă rog, domnule. Nu s-a bătut cu punul masă, a fost niște discuții, zic eu, destul de civilizate în secția de medicină internă, unde nu s-a găsit un compromis. Era vorba de un compromis pe o perioadă determinată. Nimeni n-a zis că doctorii de pe interne vor face gărzi pe secția de infecțioase forever, da, până la pensie. Nu s-a discutat așa ceva. S-a discutat de o perioadă de 3 luni pe care am propus-o eu, după care s-a renunțat la perioada de 3 luni, adică până la angajarea doctorilor de care spune doamna doctor, da, de cei doi, și am zis, hai măcar luna aprilie să fie ajutate ce se... Nu s-a putut nici măcar pentru luna aprilie. Deci aici e vorba de o lună, o maxim două, da? Dacă dumneavoastră zice că vrea să-și ajute colegii, chiar asta era normal. A zis că i-a ajutat. Ok, să-i mai ajute încă 2 luni. Da. Vă mulțumesc, doamna doctor, pentru intervenție, că ați răspuns. În momentul acesta, care este situația în secție? Dumneavoastră ne-ați spus ieri despre un fel de, să-i spunem, protest vis-a-vis de schimbarea domnului doctor Bararu. Nu este
vorba despre un protest, domnule Bălănescu. Deci, indiferent care ar fi fost discuții în legătură cu orice fel de linii de gardă și orice fel de problemă a spitalului, nu avea niciun motiv conducerea să demită un șef de secție. Deci demiterea a fost categoric abuzivă. Domnul doctor nu a fost niciodată sancționat. Secția a funcționat așa cum trebuie, am fost organizați, nu am avut reclamații niciodată. Doamna doctor... Deci, domnul doctor Bararu, și chiar dacă conducerea spitalului s-ar fi gândit că ar trebui schimbat, ar fi trebuit să-i aducă la cunoștință motivele pentru care a fost schimbat. Trebuie să vă aduc aminte că a fost organizat un examen de șef de secție în luna februarie, a fost organizat prost, eu m-am înscris ca și candidat, mi-am dorit să preiau șefia secției. Așa, acest examen nu a mai fost organizat, iar după aceea a fost numit tot domnul doctor Bararu la conducerea secției. Deci s-a considerat că el este bun să conducă în următoarele 6 luni sau până la organizarea următorului examen. Nu exista niciun motiv legal și nu există pentru a fi demis din funcție și a dezorganiza activitatea secției. Pentru că așa este acum. Activitatea secției este total dezorganizată. Este imposibil să avem un șef medic specialist urolog. Este imposibil. Da. Mulțumesc pentru intervenție. Vă doresc o zi frumoasă, numai bine. La revedere. Deci, da, mă așteptam la mai multe informații din partea doamnei doctor, care a fost și director medical și manager mulți ani. Știe foarte bine că nu e pe bază de sancțiuni sau de probleme, da, atunci când se face schimbarea unui șef de secție care este numit. Dumnealui are un contract prin delegare. A fost delegat șef de secție. Da? Dacă dumneai, din toate cunoștințele dumneai de fost manager și director medical, consider că asta este o decizie abuzivă, v-am mai spus, dumnealui a fost revocat și atunci când a fost numit manager pentru o zi. Deci nu este o discuție pe care trebuie să o avem din punct de vedere legal. Este complet legal. Da? E unul din drepturile managerului. Recomand și firmei de avocatură și domnului doctor Bararu să citească. Da, am înțeles. Deci, să încercăm o recapitulare. Practic, în momentul acesta, șef de secție este directorul medical al spitalului până când veți găsi o altă soluție. Exact. Concursul când se va organiza? Concursul se va organiza, și alt comentariu, că a fost organizat prost. N-a fost organizat prost, a fost organizat, da? Și cei de la Iași nu au putut să facă comisia de la UMF în timpul legal, da? Că sunt 90 de zile. Aveau prea multe concursuri, nu știu ce s-a întâmplat, că nu eu fac comisia. Da? Cei de la Iași, de la facultate, fac comisia. Deci ca să zici că a fost organizat prost, celelalte două care au fost organizate în același timp au fost duse la capăt. Deci cum a fost ăsta organizat prost? Am înțeles. Bun, deci aveți ca șef de secție directorul medical, se caută o soluție internă sau externă pentru un șef de secție? Eu întotdeauna caut soluții și caut comunicarea asta internă. Mie nu-mi place să vin, v-am zis, să-mi spăl rufele în emisiuni. Da? Am discutat și răzdiscutat, domnul doctor Bararu are telefonul meu, în loc să meargă la avocație, nu e că îmi putea să mă sune. Dar e sub demnitatea dumnealui să discute cu mine. Eu înțeleg foarte bine treaba asta. Da? Pe dumnealui nu l-a deranjat niciun manager de 10 ani încoace. Da. Cam cât credeți că va dura povestea asta? Din punctul meu de vedere, povestea e finalizată. Eu acum trebuie să fac o hârtie la minister, să suspend o linie de gardă de infecțioase pentru că nu e completă. Da, dar asta sunt consecințe, nu? Păi bineînțeles că sunt consecințe. Eu asta spun, eu nu mă duc la niște oameni să le cer ajutorul fără să am niște motive serioase. Care sunt consecințele astea? Păi consecințele este că se suspendă linia de infecțioase și atunci vor fi numai ture. Ture înseamnă că pacientul rămâne nesupravegheat de un doctor noaptea. Deci vor fi doar asistenți. Adică poți să ai de la 8 la 2, să zic, și de la 2 la 8 ture. Da? Inclusiv în weekend. Dar nu poți să asiguri seara. Și atunci pacienții, practic, ar fi, cum să spun eu, la mâna, dacă are ceva grav, upu sau, mă rog. Culmea este că legal supravegherea acestor pacienți noaptea va trebui să fie făcută tot de medicini interniști.
Da. Pentru că asta e legea. Deci eu, nu pot să supraveghez un... De asta spun că frizează absurdul aceste conversații pe care le-am avut cu oamenii care se consideră extraordinar de capabili. Da? Deci eu evident că din grupul ăla eram prostul proștilor. Am înțeles asta. Da? Mi s-a făcut clar descrierea. Ok, vină tu cu o soluție. Dar vină cu o soluție prin care să-ți ajuți colegii, nu să le dai în cap. Da? Pentru că doctorul Băraur a avut, cred, o soluție, da? De fapt nu a avut-o dumnealui, ci doamna doctor Burcă, pe care la un moment dat, în discuțiile respective destul de aprinse, am agreat-o cu toții. După care plecăm și nu mai este agreată. Și care era soluția? Era să se facă o a doua linie de gardă pe interne cu celelalte specialități. Ah, deci alte, cei care pot să asigure. Da. Și, așa, deci, și atunci am fi avut... Dar asta spun, uitați unde s-a ajuns. Pentru că am rugat pe cineva la Spitalul Județean Neamț să-și ajute un coleg pentru o lună sau două. Da? Da. Eu, sincer, așa, jurnalistic, poate emisiunea e... Așa, ca om nu-mi convine genul ăsta de emisiune, pentru că la spital sunt 1000 de alte probleme care trebuie rezolvate. Absolut. 1 milion de probleme care trebuie rezolvate. Și părerea mea este că lucrurile vor merge nu spre bine în perioada următoare, din vari motive, nu discut aici, inclusiv faptul că ar trebui în mod normal să vă asigurați salariile de acum din prestațiile și contractul cu casa. Exact. Noi avem dificultăți în a asigura salariile noastre, ne dorim, dar știți cum e? Te duci și întrebi, ok, vrem să facem mai multe operații. Stă omul câte 6, 7, 8 zile să aștepte operații. Chirurgii mi se plâng. Discut cu ATI-ul, ATI-ul au și ei dreptatea lor. Da? Deci sunt foarte multe lucruri care sunt importante. Rotițele sunt vârte. Da, sunt importante. Sunt și eu stau în emisiuni și discut despre orgoliu cuiva. Că aici e numai orgoliu. Da? Aici e numai orgoliu. Nici nu discutăm de act medical, nu discutăm că doctorul Barar a avut 17 pacienți în luna martie. Da? Mai puțin de unul pe zi. Nu discutăm despre asta. Da? Dacă e să discutăm despre cifre și să spunem lucrurile pe nume, putem să facem și treaba asta. Păi, probabil că la un moment dat va fi nevoie, pentru că vedeți, reacțiile sunt destul de ciudate câteodată. Eu aștept să... Știți, noi avem o vorbă de un an de zile în comitetul director. Cineva spune o speță și noi toți ceilalți spunem, nu-i normal. E aproape o lozincă, un citat. Nu-i normal. Da? Asta nu-i normal. Nu-i normal ca tu să scanezi cartelele celorlalți. Dar știți cum? Nici nu mă mai interesează. Pentru că eu mi-am făcut jobul de manager. Eu am zis pontaj. Și nu fac pontaj pentru... 90% din ei sau 80% din ei. Fac pontaj pentru 20% care nu respectă. Da? Numai eu, prin drumurile pe care le fac la CJ, câteodată mă duc de 2-3 ori până la CJ, da? Și merg cu mașina prin centru. Am văzut 3 doctori săptămâna trecută, da? La 11:20, la 11:40, în centru, spre cabinet. Păi, da? Apropo, eu chestiile astea, eu de un an de zile, de asta am și venit azi, eu de un an de zile apăr personalul medical și tot ce se întâmplă în Spitalul Județean și încerc să fac pe pacientul respectiv, omul de pe stradă, să aibă încredere, să vină la Spitalul Județean, să se trateze, pentru că dacă mă întrebați, nu vine nimeni din Suceava, din Bacău, din Neaș la Spitalul Județean să se trateze. Eu am mai auzit că din cauza mea nu vin bolnavii, că am închis secții, că da. Ce să zic? Da. Evident că din cauza mea. Bun, și chestia asta cu medicii pe care îi vedeți în oraș, se duc la cabinet, nu ar trebui puțin discutată? Discut individual, da? Direct. Întreb direct, da? Cu bun simț. De asta spun. Mie nu-mi plac discuțiile astea publice. Și răspunsul care este? Răspunsul este că a avut nevoie, că știți cum e, nici eu nu pot să stau în fiecare zi în fața barierei să văd cine pleacă. Nu, deci nu ăsta e jobul. Dacă ăsta e jobul, e clar că e o greșeală. Da? Eu nu am venit să fac poliție, asta nu înțelege lumea, am venit să ajut pacientul. Haideți să schimbăm un pic mentalitatea, să ajutăm omul ăla de pe stradă. Da?
Dumneavoastră știți foarte bine, cine are bani și nu are o urgență, unde merge? La Târgu Mureș. La Târgu Mureș. La Iași. La Iași. Da? Mai nou și pe la Bacău, Moinești. Da. Da. Dumneavoastră credeți că la Moinești mișcă cineva în front? Toată lumea zice, du-te la Moinești să văd. Ce să văd la Moinești? E un spital normal. Aia numesc eu normalitate. Da? Dar faptul că îi ajut, faptul că vin în fiecare zi cu o cerere, faptul că sunt secții, vă zic, sunt secții care ar face față în orice spital județean, inclusiv centre universitare. Știu asta. Știu, pentru că noi avem feedback de la pacienți. Și ziceți că eu sunt aici, azi sunt, mâine nu sunt, da? Și rămân cu tot ce am învățat și cu toate documentele pe care le-am citit în ultimul an și tot ce am văzut și nu o să am o platformă unde să-mi expun... Oricând o să aveți platformă, da, să vă expuneți. Nu, dacă am ceva de zis, o să țin pentru mine și o să-mi văd de cariera mea și de treaba mea. Da, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Pare rău că am făcut această emisiune în felul acesta, dar ele sunt necesare pentru că, știți, se spune așa, chirurgii taie, scot ce e rău. Poate ar fi cazul să învățați un pic și de chirurgie, din funcția de manager. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație, dar nu mi-a făcut plăcere de data asta. Asta e. Ne oprim aici, oameni buni, numai bine și să ne vedem în circumstanțe mai bune cu domnul Alex Filimon. Numai bine, la revedere!